Acest plan însemna, în momentul aprobării la Bruxelles, peste 29 de miliarde de euro. Banii erau împărțiți în două părți aproape egale, granturi și împrumuturi. 41% urmau să fie folosite pentru investiții și reforme privind mediul și tranziția verde. Aproape o cincime, adică 21%, erau pentru digitalizare. Sumele urmau să vină în funcție de atingerea obiectivelor în cei 5 ani în care se aplică programul. Între timp a apărut această corecție, un an minus, adică o tăiere de aproape 2 miliarde de euro știe mai multe Cătălin Lența în direct. Ce să înțelegem în final? Bun găsit, sunt câteva domenii care au mult de suferit din această corecție. Corecția a venit din două motive. Unul spune Comisia Europeană, ne-am dezvoltat destul de mult, nu mai avem nevoie de aceleași sume. Doi, spun autoritățile din România, termenele de execuție a unor proiecte erau foarte strânse și nimeni nu garanta că ele erau și făcute. De atunci, și atunci, pentru a nu pierde banii, a apărut această idee să renunțăm la o parte din finanțare și să găsim în altă parte. De exemplu, ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, ne-a spus că nu e clar că România putea folosi banii pentru spitale în timpul alocat. Așa că decât să-i pierdem, mai bine renunțăm noi la bani și luăm alte sume rambursabile și cu dobândă de la Banca Europeană de Investiții. Finanțarea inițială pe Ministerul Sănătății, deci pe domeniul sănătății în România, însemna 2,45 de miliarde de euro investiții și reforme și 400 de milioane de euro pentru digitalizare. Sunt sunt bani cu care, de exemplu, pacienții români din toată țara se puteau programa la un consult sau altul, așa cum se întâmplă în domeniul privat. Dacă România ar fi păstrată toată finanțarea în sănătate, fără această scădere de 740 de milioane, banii ar fi permis investiții așteptate de 10 de ani. De exemplu, 27 de spitale din România ar fi primit aceste fonduri de nerambursabile, bani cu care se construiau spitale noi, corpuri de clădire și pavilioane în cadrul secțiilor sau spitalelor deja existente. Lista acum revizuită a fost de dusă la 21 de spitale, iar termenul inițial de care se temeau toți pentru finalizarea investițiilor mari cu bani din PNRR era 30 iulie 2026, iar de la autoritățile din România am aflat că e greu de construit un spital în acest termen, deși avem exemple private în România cum că se poate dacă nu sunt interdicții și piedici din partea autorităților. Iată care sunt și spitalele care au pierdut bani, cei mai mulți bani din PNRR. Vorbim de Spitalul de Obstetrică și Ginecologie din Buftea, Spitalul Clinic Județean de Urgență Sfântul Apostol Andrei din Constanța, Spitalul de Urgență Dimitrie Gerota, construcția unei secții de obstetrică și ginecologie la Spitalul Județean Arad. Nu se va mai face. Suferă și Spitalul Clini Clinic de pneumoftiziologie și boli infecțioase Brașov și Spitalul Județean de Urgență din Alba Iulia. Și am putea crede că lucrurile mai puțin plăcute se termină aici. Nu e adevărat pentru că amputarea fondurilor în planul național de redresare și reziliență înseamnă că sunt și alte domenii care pierd bani. Dincolo de Ministerul Sănătății avem Ministerul Mediului, al Transporturilor, Ministerul Energiei, cel de interne al Dezvoltării și Ministerul Educației. Și aici e interesant pentru că suntem o țară care are o strategie națională în domeniul educației, România Educată, chiar dacă ea își va face efectele în mulți ani. Dar pentru asta e nevoie și de o bază materială. Ce înseamnă tăierea fondurilor din PNRR în cazul educației? mai puține laboratoare de informatică cu 1800 mai puțin, deși e clar că acesta e domeniul în care fiecare țară are un viitor și România a demonstrat acest lucru. Reducerea serviciilor complementare de educație timpurie. Adică e vorba de grădinițe comunitare și ludoteci sau spații de joacă. Sunt acele locuri unde copiii puteau veni după ore în lipsa părinților să stea câteva ore și să aibă ceva de făcut sub supraveghere. Sunt mai puține microbuze pentru transportul elevilor, inițial vorbeam de 3200 de microbuze verzi, adică electrice cu 8 plus 1 locuri. Guvernul a spus că în urma cererilor n-a reieșit acest număr, iar primarii au cerut microbuze de 16 plus 1 locuri, care sunt și mai scumpe și de aceea apare această diferență, această tăiere. De asemenea, nu mai este finanțat Consiliul Național al Rectorilor pentru că nu e instituție de uh, uz de utilitate publică. Și dincolo de, de aceste tăieri, care să spunem că pot pot fi completate pe parcurs cu alte sube, se mai pot cumpăra microbuze. Important e că nu mai sunt suficienți bani nici pentru modernizări și renovări. Și aici vorbim de mai mult de 10% din suprafața școlară care trebuia să beneficieze de renovare structurală structurală, deci nu simple văruieli. A fost eliminată peste 31.000 de metri pătrați din 300.000 cât are România. Numărul școlilor verzi care urmau a fi construite de la zero a fost redus, iar Programul Național de Reducere a Abandonului Școlar, din acesta, extrem de important, au fost eliminate 330 de școli.